Vă salut, prieteni! Astăzi am ieșit la o tură în pădure. Până acum a fost vreme frumoasă, acum a început să picure puțin. M-am oprit, am mâncat ceva și acum fac o ciocolată caldă folosind spirtiera pe care v-am prezentat-o cu ceva timp în urmă, împreună cu această cană de inox cu capac și acea gamelă militară. Am căutat pe internet pentru spirtiera Trangia un suport original și deși am găsit o firmă care spune că este distribuitor Trangia în România și am făcut 3 comenzi pentru niște produse care apăreau în stoc, de fiecare dată mi-au comunicat că acele produse nu le au încă în stoc și că nu știu când le vor primi. Până în momentul de față încă nu am primit răspunsul, adică nu mi-au comunicat că ar fi primit în stoc acele produse, așa că am improvizat ceva și m-am gândit să vă arăt și vouă, poate vă este utilă informația. Ia uitați, apa fierbe. Am găsit o conservă cu fasole, cu cărnați, care are dimensiunea aproximativă egală cu cea a suportului văzut pe site-ul firmei care vinde produse Trangia și am dat acelei cutii de conserve forma asemănătoare cu acel suport. Și veți vedea imediat. Ia uitați-vă voi că face treabă foarte bună. Vedeți că exact așa arată și suportul. Este din aluminiu. Spirtiera se potrivește la fix în acest suport improvizat. Trebuie doar să fim atenți că atunci când punem cana sau vasul în care vrem să gătim, să-l sprijinim pe 3 din cele 4 colțuri sau pe toate 4 dacă vasul este mai mare pentru a nu se răsturna. Ia uitați. Până când îmi va comunica firma că a primit suportul și alte produse pe care le vream de la ei, mă voi folosi de acest suport improvizat. Am spus să vă arăt și vouă această improvizație, poate vă sunt utile informațiile. Apa s-a fiert, ciocolata este gata, suportul face treabă, spirtiera face treabă, poate fi folosită, am spus, atât cu această cană, cât și cu gamela, tigăița de la gamelă, cu atenție că atunci când sprijinim vasul pe suport, să-l așezăm pe cât posibil într-o poziție ca să nu se răstoarne. Acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le ofer. Sper că vă vor fi utile. Mulțumesc pentru vizionare. La revedere!